Misiunea Verde Cu Mona Nicolici La Europa FM Și astăzi Expertul Misiunea Verde se află Alături de mine în studio Doamna Beatrice Maller, medic pneumolog Directorul Institutului Marius Nasta Din București, bine, bine ați venit din nou Mulțumesc pentru invitație De cele mai multe ori Așteptăm de la alții să facă ceva, mai ales când este vorba despre mediu. Am avut până acum foarte multe întrebări de genul când se va face ceva? Ce vor face autoritățile? Când se va termina cu poluarea? Aș vrea să vedem, să ascultăm mai întâi o întrebare de la Delia și eu sper că puteți să ne răspundeți. Ce putem face la modul cel mai concret pentru a reduce poluarea? Și autoritățile, și noi, oamenii de rând, în viața de zi cu zi. Niște sfaturi concrete. Am să le iau pentru interior și pentru exterior. Pentru interior este foarte important să nu fumăm în casă, pentru că fumatul este principalul factor de poluare indoor. Modul în care facem curat este foarte important să nu scuturăm praful și să nu-l răspândim în jurul nostru, ci să folosim aspiratoare sau modalitatea prin care să nu dispersăm praful să ne întreținem în mod corespunzător aparatele de aer condiționat din casă și să le curățăm filtrele, astfel încât în momentul în care le utilizăm să știm că sunt sigure. Adică atunci când intră aerul în casă trebuie să fie curat și nu prinde praf sau... Da. Să nu, de să nu folosim centralele termice sau să avem grijă ca situarea centralelor termice în apartament să fie într-o cameră în care nu locuim sau într-un spațiu în care nu locuim pentru că și ele poluează să nu folosim focul cu lemne sau sobele de gătit care folosesc particule solide pentru că nu doar poluează și e dovedit că produc afecțiuni respiratorii. Pentru, pentru mediul exterior, dacă și dacă nu stăm la casă, dacă nu stăm, stăm în apartament, este foarte ușor să Plantăm o floare sau să avem și de o, de o plantă verde, fie în fața blocului, fie să avem, să avem un balcon verde. E foarte important să încercăm să privim afară și să vedem că acolo au terasele verzi, au pereți la blocuri verzi. Sigur, e o investiție, dar cred că asociațiile de proprietari pot să gândească acest lucru pentru că pur și simplu îți face plăcere să stai um, și să privești uh, natura, pentru că este metoda prin care unul dintre poluanții pe care pe care considerăm banal, dioxidul de carbon, este eliminat din atmosferă într-un mod eficient. Dincolo de asta, ce avem de făcut, fiecare din noi trebuie să vedem dacă avem mașina care poluează cel mai puțin, dacă folosim mijloace alternative de transport, dacă uh, stăm cu mașina pornită atunci când așteptăm pe cineva pentru că nu este mai comod să ascultăm radio sau să ne încălzim dacă e iarnă, uh, cred că astea sunt metodele principale și concrete și primele care vin acum în minte. Eu aș putea să adaug, să adaug câteva uh, la ceea ce a spus dumneavoastră, să mai lăsăm mașina acasă, de exemplu, da, or Putem să facem, asta? sunt anumite drumuri pe care putem să le facem pe jos sau dacă luăm mașina, măcar să luăm mai mulți oameni în, în aceeași mașină cu noi ca să mai rărim eșap gazele de eșapament, să, să nu mai fie atât de multe. Um, aș spune să luăm atitudine. Da, cu siguranță. Pentru că ne-am obișnuit să dăm vina pe alții, însă atunci când, nu știu, sesizăm ceva ne e greu să dăm un telefon, să raportăm la agenția de mediu. Da, aș mai spune să mai mergem cu copiii la școală pe jos. Da, cu siguranță Iarăși. și le face foarte bine și nouă ne face bine mersul pe jos pentru că dincolo de asta aș spune că mersul pe jos are clasă de recomandare A atunci când vorbim de recuperarea respiratorie, adică de antrenamentul plămânului pentru viață. Să avem spirit civic, să nu uităm că atunci când alegem primarii de asemenea să, să le cerem să facă proiecte de mediu pentru noi, pentru sănătatea noastră. Iar în ceea ce privește casa, aș vrea să vă întreb: filtrul de aer ne ajută ca să avem un aer mai curat în casă? Da, ajută. Filtrul de aer este benefic, pe lângă faptul că elimină mirosurile pe care, care rezultă din activitatea pe care o avem în bucătărie și care poate să lase și mirosuri neplăcute și să încarce atmosfera, cu siguranță este o soluție pentru un aer curat în casă. Vă mulțumesc tare mult! Rubrica Expertul Misiunea Verde se încheie astăzi aici, dar ne reîntâlnim cu Beatriz Maller și săptămâna viitoare. Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.